În acest video am să-ți arăt cum se face un favicon pe care poți să-l pui pe site-ul tău făcut cu WordPress. În primul rând, ce este un favicon? Favicon-ul este un icon care se găsește aici în bara browserului în stânga și să zicem că mergem pe Google. Favicon-ul lui Google este acesta, favicon-ul site-ului meu este acesta și o să-mi zici, oricum, site-ul meu are un favicon. V-ul ăsta, W-ul ăsta de aici. Dar ăsta este favicon-ul site-ului WordPress cu care a fost creat site-ul. Și eu vreau ceva personalizat, nu vreau să fie brandul lui WordPress. Așa că site-ul meu fiind despre fitness, am să pun aici ceva care să simbolizeze fitness-ul sau ceva, un om care aleargă. Pentru aceasta avem nevoie de un program de editare grafică. Poți folosi orice fel de program dorești, Photoshop, GIMP, eu știu, orice altceva pe care l-ai pe calculator sau un program pe care îl găsești online, cum este în acest caz. O să folosim site-ul canva.com, care este o aplicație online de creație grafică, după modele deja făcute. Se folosește foarte ușor, iar contul poți să ți-l faci gratuit. Deci dacă n-ai un cont, intră pe canva.com și fă-ți un cont. După ce ai intrat în Canva, merge aici la Create a Design și pentru că vom face niște dimensiuni personalizate, merge aici la Custom Size și ne trebuie lungimea și înălțimea în pixeli. Fiind vorba despre un favicon, putem scrie aici 300x300 sau 200x200, pentru că faviconul de regulă este pătrat. Eu o să pun aici 100x100 de pixeli. Create a New Design, aici mergem la Elements și scriem, de exemplu, fitness icon, mergem la grafice, see all, putem alege orice de aici. Astea cu coroană sunt plătite, deci se plătesc, dar dacă vrei ceva gratuit, alege din astea care n-au coroana. O să folosesc acest favicon, îl pun aici, îmi place și verdele cum e făcut. Dacă nu îți place culoarea faviconului, pot să o schimb de aici. De exemplu, să facem ceva pe albastru, un albastru ăsta așa, iar frunzele astea verzi de aici le las pe verde, așa ca să atragă atenția. Ok, pot să mai măresc un pic să fie pe toată partea, însă aici va fi la limit, așa că o să-l micșorez un pic și îl centrez pe verticală și pe orizontală. Apoi o să-l descarc, merg aici la Share, Download, pot să-l iei în format JPG, JPG Milia, ok. Bun, acum am faviconul, o să intru în site-ul meu. Ok, acum că am intrat, mergem aici la aspect, personalizează. Ok, și aici, în funcție de tema folosită, eu folosesc Astra, dar în funcție de tema folosită, ți se vor recomanda diferite dimensiuni. De obicei aici la Site Identity, unde scrie selectează un icon site. Da? Apăs pe selectează un icon site. Aici ei îmi recomandă 512x512 pixeli, dar nu am nevoie de mărimea asta 512 pentru că e destul de mare. Faviconul fiind foarte mic, ai nevoie de practic 20x20 de pixeli. N-ai nevoie de 500. Ok? Apoi apăs aici la încarcă fișiere, selectează fișiere, merg unde am descărcat faviconul, îl deschid și aici îl văd cum arată, apoi selectez și aici îmi arată cum va fi pe site, fiind foarte mic. Practic n-am nevoie să-l decupez, să-l măresc, n-am nevoie de nimic. Sar peste decupare și apoi apăs pe publică. Bun, odată ce a fost publicat, faviconul va apărea aici și acum dacă închid aici și merg să-mi vizitez site-ul, pe fațada site-ului, în locul faviconului de la WordPress, va arăta acest nou favicon pe care l-am pus. Sper că ți-a fost de folos acest scurt video și dacă am putut să te ajut, mi-ar plăcea să-mi lași și tu un like, un share, ce vrei tu,
Eu sunt Claudiu de la Adela Zero Biz, numai bine și pe curând!